jos e și scutură. Da. Când am florit ăsta, mai tânță. Da. Deci că e pe la noi, pe la țara așa când era, nu? Ce bine stă cu cipilica aia. E cam larg. Păi sunt, trebuie spălată un pic și atunci se adună. Stăm și mâine. Dar e treabă la mamă, așa. Ia. Șapte bani. O să fac acolo unde e puișorul ăla. Aha. Trebuie curat, probabil, da. Pune masă ceva. Da. Și să vopse, mai am de vopsit căminul ăla acolo lângă poartă. Aha. Vedem mâine când ne trebuie, dacă trăim și ne dă semnal părintele Arsen. Vai, da, frumoasă și pădurea. Nu e slur. Hai să vedem. De seară, Denili. Dar nu scrie mare nimic. Dar trebuie să se aude deja la ora asta. Ia vezi, stai, că e ceva în biserică sau... Ar trebui să se audă la ora asta. Nu, e deschis, dar nu-i slujbă. Nu-i slujbă, e a liturgică, săptămâna liturgică. Da, fi bine, aștia pentru părinte. Da. Ce program aveți la slujbă? La ora 11. La liturgie. Vezi că e. Și seara la cât sunt denile? Denile. Deci ca să ne putem duce să ne și închinăm, vezi? Și de ce au fost și așa și cu băieții cu ce formulată? Nu mai dau unde. Las că îți trimit. Rai aici, mă. Da! Părintele! Nu da. E noi. Părintele, acum ne-a chemat să venim. Este. Eu nu vedeam nicio, nu se dezlega nicio, nicio idee, nicio, nu se lega nimic. Dintr-o asta s-a legat totul. Doamne, Doamne, nevrednic, nevrednic. În 2012 am venit prima dată, iarna, 18 ianuarie. Și am venit și am zis, părinte Arsenie, eu nu mă mulțumesc numai cu mătâră ăștia furfuri. Eu vin o zi să stau cu tine și am venit exact de ziua mea vara. Am luat mașina, am îmbrăcat singur. Da. Nu știa. Nu, eu nu stau, Marian. Cineva din mănăstire, deci, Doamne ferește, restul, toate le-am am plecat pe bune, deci nimic cu ocazia să nu te mai.